Peste 7400 de profesori au raportat la ANAF veniturile obținute din meditații. Campion este însă un dascăl din Arad, care a declarat că a obținut anul trecut aproape 300.000 de lei. Impozitele virate la stat s-au ridicat la 47 de milioane de lei. Conform Digi24, un elev român din 3 face meditații la cel puțin o materie, arată un studiu realizat de Societatea Academică din România. Din toate informațiile primite de la părinți, o ședință costă între 100 și 200 de lei în funcție de materie. La nivel național sunt peste 260.000 de cadre didactice, dintre care 7.400 au raportat până în prezent la ANAF veniturile obținute din meditații. Sumele sunt de ordinul zecilor de mii de lei sau chiar euro în unele situații. Observăm că la regionala ANAF Cluj-Napoca s-a înregistrat cel mai mare număr de profesori care au declarat veniturile obținute din meditații, 1415 mai exact. Foarte mulți au raportat și la direcția regională din Brașov, peste 1200, iar în capitală aproximativ 1300 de profesori au declarat banii obținuți în activitatea desfășurată în afara orelor de curs. La regionala ANAF Galați, aproximativ 5 milioane de lei raportați au fost obținuți din meditații, iar pentru această sumă au ajuns în vizieria asta. 2,6 milioane de lei achitați prin taxe și impozite. La regionala ANAF Craiova, venitul net înregistrat a fost de 3,8 milioane de lei și au fost încasați din taxe și impozite 2,1 milioane de lei. Capitala este fruntașă. Sumele declarate obținute din meditații depășesc 23 de milioane de lei, pentru că statul a încasat din taxe și impozite aproximativ jumătate din sumă. Dacă facem un top al venitului mediu net pe care l-a obținut un profesor din meditații, Bucureștiul este pe primul loc. Aici, un dascăl a încasat peste 17.000 de lei. Pe locurile 2 și 3 sunt profesorii care au declarat veniturile la regionalele ANAF, Brașov și Timișoara. Campion este însă un dascăl din Arad, care a declarat că a obținut anul trecut aproape 300.000 de lei, adică în jur de 60.000 de euro. Iar un alt cadru didactic din Timișoara a declarat venituri de circa 10.000 de euro, potrivit președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, relatează Digi24. 4.0